Mama mea se numește Dolghe Maria și momentan se află la azilul de bătrâni din satul Micleușeni. Ascultând acest interviu, am rămas foarte dezamăgită, fiindcă nu este nimic practic adevărat din ceea ce a spus. Țin minte viața mea cu ea acasă până la 8 ani. Am trăit într-o sărăcie lucidă. La Femeile Vorbesc veți afla povestea cutremurătoare a Tatianei din Raionul Strășeni, care de la 8 ani a ajuns la un centru de plasament pentru copii orfani din Raionul Hâncești. Știu că așteptam pe mama foarte mult, îi scriam tare multe scrisori. Ea primii 2 ani mi-a răspuns la scrisori și chiar sângurică îmi trimitea. După 2 ani, gata, eu a dispărut din complet. Scrisori n-am mai primit, nimic n-am mai știut de ea niciodată. Nu și-a văzut mama mai bine de 20 de ani și credea că nu este în viața. Până acum 2 săptămâni. Cel mai dureros e că nu destul că m-a abandonat, dar și până la urmă am rămas eu vinovată de soarta ei. Ce dovezi are Tatiana și cum răspunde la acuzații Maria Dolghi, aflați în ediția de astăzi, de la ora 18, doar la Femeile Vorbesc. Drama acestei femei a început în copilărie, când a fost abandonată de mama ei și a fost lăsată la un centru de plasament. Fără familie sau sprijin, ea a trebuit să învețe să se descurce singură. Cândva aceste coridoare și aceste odăi au fost pline de copii, de râsete, de hohote. Unii ne îmbrânceam, ne băteam, ne împăcam. Acești pereți sunt plini de lacrimi și dureri și destine triste. Dar oricum sunt mulțumită că am crescut aici și statul mi-a oferit un acoperiș și o hrană zilnică. Datorită acestui cuib, eu am ajuns un om în viață, fiindcă am avut posibilitatea să am un acoperiș deasupra capului, să primesc o hrană la timp, să fiu îmbrăcată, să fiu încălțată. Și chiar dacă au fost cu noi unii educatori duri, alții au fost foarte buni și cu asta am reușit să mergem cu speranța mai înainte, că totuși o să devenim oameni și o să fie și visele noastre o să devină realitate. Fiindcă în acea perioadă, dacă nu existau aceste centre, nu se știe unde ajungeam și care era soarta noastră. Gândul că rămâneam lângă mama și devineam ca ea și aveam soarta ei este îngrozitor. Sunt recunoscătoare și mulțumită că statul a avut grijă de mine. Recent, viața acestei femei a luat o întorsătură neașteptată. După 20 de ani și-a văzut mama la postul nostru de televiziune, pe 28 iulie. Tatiana vine cu dovezi și răspunde la acuzațiile mamei sale, Maria Dolghi. Mă numesc Tatiana, m-am născut în satul Micăuz din Raionul Strășeni, locuiesc la nordul țării. Sunt aici ca să răspund la un interviu care l-a oferit mama mea la emisiunea Femeile Vorbesc și să confirm că foarte mult din ceea ce a vorbit nu a fost adevărat. Masca mi-am pus-o pe față ca căci am dreptul la viața mea privată. Mama mea se numește Dolghe Maria și momentan se află la azilul de bătrâni din satul Micleușeni. Ascultând acest interviu, am rămas foarte dezamăgită, fiindcă nu este nimic practic adevărat din ceea ce a spus. Țin minte viața mea cu ea acasă până la 8 ani. Am trăit într-o sărăcie lucidă. Am fost cu ea două surori, eu și sora mea mai mică, Mariana, într-o casă bătrânească, fără electricitate, practic fără acoperiș, ferestrele se cădeau, pereții se ruinau. Cât am fost cu ea, a fost consumatoare de alcool, foarte înrăită. Ea bea cu tatăl în rând și cu vecinii și cu toate neamurile, cu frații, cu surorile, adică în casă alcool era permanent. Eu și sora mea mergeam mereu prin sat și rugam lumea ca să-i vândă mamei alcool. Și din această cauză am suferit foarte, foarte mult și mi-era foarte, foarte rușine. Și poate până în ziua de astăzi
până într-un moment nu am reușit să mă întorc în acel sat din aceste motive. În acea perioadă locuiați în casa bunicii dumneavoastră? În acea perioadă locuiam în casa bunicilor, da. De pe linia mamei? De pe linia mamei. Câte persoane locuiați atunci? Locuiam bunica, eu, sora și tata. Și mai venea pe la noi fratele mamei. Mai locuia și el câteodată cu noi. Era o casă mare? Nu. Casa era mică, din trei odăi. Era într-o stare avariată. Cum v-am mai spus, fără, absolut fără nicio condiție, nimic, nimic. Mizerie totală. Prin casă, prin cearșafuri, prin haine, predominau păduchii. Noi, practic, eram plini de păduchi, nespălați, murdari. Mama nu lucra nicăieri, se mai ducea cu ziua pe la livadă, prin sat se mai ducea cu ziua, dar practic ea se ducea numai pentru alcool, ea nu se ducea acasă. Poate dacă venea acasă cu, pot să zic, cu o pâine acolo, cu câteva ouă, și dacă ne dădea două ouă și dacă mai luam trei, al treilea să-l mâncăm, eram foarte dur pedepsite. Iernile erau foarte friguroase. Ia iernile, mi-aduc și acum aminte că zicea, stai în pat că mă duc să tai lemne, și așa se ducea și pe urmă eu o găseam după urmele de la încălțăminte, pe sat, pe la vecini, pe la rude, foarte, foarte beată, adică cât mi-aduc aminte, ea s-a ținut să consume alcool exagerat de mult. Tatăl făcea la fel, tatăl ne mai și bătea, mama nu mă bătea, dar tatăl ne și bătea. Tatăl, pe mine în special, nu mă iubea absolut deloc. Eu niciodată nu mâncam cu ei la masă. Tatăl era fost pușcăreaș. El era foarte dur și avea anumite reguli. Cum să vorbești, să nu calci pe bucata lui de pat, să nu te atingi de patul lui cu degetele. Adică era o persoană foarte, foarte dură, special cu mine. Iarna mă punea să mă încalț în cizme de cauciuc și mă trimitea pe drum și spunea, păi nu vii cu așa un vas plin cu resturi de la țigări acasă, nu vii. Și eu mergeam pe drumuri și până nu umpleam vasul cu resturi de țigări, acasă nu mă întorceam. Cum credeți? De ce avea așa o atitudine față de dumneavoastră? Peste ani mi-a spus un moș de-al meu că el de fapt nu a fost tatăl meu, tatăl meu adevărat a fost altcineva. El cu sora mai mică se purta foarte frumos, dar cu mine nu. Cred că asta și-a fost motivul. Nu mă suporta, nu mă iubea. Asta și-a fost motivul. Și asta ați simțit? Da, eu am simțit pe pielea mea. El pe mine mă bătea și cu urzică vie, vara. Când nu era urzică vie, mă bătea cu sârmă. Mă dezbrăca cu pielea goală iarna și mă scotea pe prag afară, până mă vedeau vecinii și mă păgau înapoi în casă. Mama nu se implica absolut în nimic, fiindcă ea bea cu el în rând și ea, pentru ea nu era convenabil să strice relațiile cu tata, fiindcă cu cine pe urmă trebuie să bei și așa. Și tatăl pe ea o bătea, adică ei se băteau în parte, adică dacă tata o lovea, ea înapoi îi dădea, adică ei se băteau, nu se lăsa nici unul, nici altul. Ce atitudine avea bunica față de cele întâmplate? Ea se implica în relația lor? Bunica bea în rând cu ei, dar cu noi ea era mai blândă. Din pensia ei ne mai cumpăra câte ceva bunica de mâncare și eu mâncarea o urcam în pod. Mă suiam că la noi în odaie nu era podul, te urcai să vedea direct grindina. Și eu mă urcam pe scară, pe grindină și ascundeam mâncarea în pod. Și când mi-era foame mie și surorii mele mai mici, eu mă suiam în pod și luam mâncare și mâncam de acolo. Ascundeam de mama, fiindcă mama dacă bea, ea trebuia și să mănânce, dar eu ascundeam mâncarea. Și bunica încerca cumva să ne protejeze, dar bunica mea a avut accident vascular cerebral și partea stângă avea probleme și mai mult era la pat. Și dacă se mișca, foarte greu cu toiagul. Mama lua toiagul și o lovea cu toiagul în cap, unii nimerea, că de ce bunica ne hrănește, să-i dea ei pensia, adică bunica. Iată, astea momente mi le amintesc. Cum ați descrie copilăria dumneavoastră? Cât am fost acasă cu mama până la 8 ani a fost foarte greu. Ca să spun cum a fost, cât de greu a fost, cred că nu mi-ajunge
cu luni de zile. Foamete foarte mare, mama nu gătea, mâncam paste uscate găsite pe sub pat, pâine plină de praf mușigăită. Iarna puneam căpcăni, prindeam vrebi și le mâncam. Că mama nu făcea mâncare, ducea cu băut și o trebuia să o hrănesc pe Mariana, pe sora mai mică. Sau mai îmblam pe la vecini cu cerșituri și care ne mai dădeau câte ceva. Administrația locală, primărie, asistentă socială, s-a implicat? Absolut. Cumva? Nu țin minte așa ceva, absolut, absolut, nimic. Verificări acasă nu veneau? Nimic. Eu țin minte totul foarte bine. Nimeni nu venea, nimeni nu întreba, nimeni nu se interesa. Toată lumea știa cine e mama mea, toți știem cine suntem noi. Noi eram nispălate, plini de păduchi și când ieșam prin sat, parcă eram, știți, copii care au crescut în sălbătăcie, așa arătam. Toată ziua mea era pe dealuri, prin păduri, pe la iazuri, prin râpi. Mama mea nu se interesa unis eu. Mă punea să fur mamă, să fur găini, rață de pe râpă și am fost momente când m-au prins lumea și m-au bătut. Dar eu le spuneam, pe mine mama mă trimite să fur, mama mea fura. Ea fura de la lume din casă, venea lumea acasă, o băteau. După câte am înțeles, după ani, ea și-a fost închisă din cauza asta. Mi-a spus fratele ei, care deja e decedat, că mama a furat și a stat închisă. Deci la grădiniță dumneavoastră nu ați mers? Nu, absolut. N-am mers la grădiniță, nu. Până la 8 ani am fost acasă. Tatiana este o femeie de 44 de ani care își duce în spate copilăria și adolescența petrecută la centrul de plasament pentru copii orfani din satul Cărpineni. A ajuns aici din cauza că familia sa nu mai putea avea grijă de ea. Ce s-a întâmplat atunci, în 1988? Exact atunci, în 1988, mama pe mine m-a anunțat că, iată, o să merg la casa de copii la Cărpineni. Și țin minte că ea a luat documentele și m-a adus aici și m-a lăsat. Erați singură sau erați cu mai mulți copii? Nu mi-amintesc dacă mai erau cineva din copii. Asta nu pot să spun. Nu pot să spun, nu mi-amintesc așa ceva. Vă mai amintiți prima zi cum ați ajuns aici? Nu, nu mi-amintesc nimic. Pe parcurs deja mi-amintesc cum o decurs aici avea copilărie, adolescența, dar anume primele zile și momente, nu pot să mi le amintesc. Știu că așteptam pe mama foarte mult, îi scriam tare multe scrisori, ea primii 2 ani mi-a răspuns la scrisori și chiar sângurii când trimitea. După 2 ani, gata, eu a dispărut din complet, scrisori n-am mai primit, nimic n-am mai știut de ea niciodată. Până la vârsta de 17 ani, până am plecat eu să o caut. Ea zicea că venea foarte des și vă lua acasă în vacanță. Primii 2 ani a fost, dar nu foarte des. Odată m-a luat vara și acum mi-aduc aminte. Când am ajuns acasă și am văzut-o pe Mariana, eram așa de fericit. Și m-a luat într-o iarnă. A venit la mine într-o iarnă și îmi zice, Tatiana, Taniușa, e așa îmi spunea, iarna aceasta vacanță o să o petrecem la Trușeni. În secția de terapie, secția de pediatrie era în Trușeni. Zice, tu mai ai o surioară, o cheamă Lenuța. Și deoarece ea acum e bolnavă și eu stau cu ea în secție, am vorbit cu directorul spitalului, el e de acord, ca să stai și tu. Și am plecat. Și toată vacanța aceea am stat în spital cu surioara mea Lenuța. Mama în tot acest timp, e practic, venea pe 5 minute și dispărea. Și mai mult nu mai venea, adică venea odată la câteva zile. Și o întreba directorul, unde îmblați că dumneavoastră aici aveți doi copii? Dar el spunea, eu lucrez și eu avem grijă de Lenuța. Eu o hrăneam, o schimbam, o spălam și asistentele medicale ziceau, Tatiana, tu ai grijă de ea mai bine ca mama ta. Ea era foarte micuță, poate avea 2 luni, nu știu. Și dumneavoastră câți ani aveți atunci? Aproape 10 ani aveam, perioada aceea. Exact așa am îngrijit de sora mea Mariana. Când s-a născut sora mea Mariana, eu o spălam, eu o hrăneam, umblam pe la vecini cu cerșitul, să o hrănesc cu lapte, mă duceam la fermă și aduceam, cum erau înainte grelcele alea din, știți, iată, aduceam de la ferma din sat, fiindcă mama a născut-o și uitat de ea, adică am luat cu băut prin sat, cu bărbați, se distra, n-avea grijă de Mariana și pe Mariana o perioadă de ani, practic eu am avut grijă de ea, cum am putut eu, până am ajuns la casa de copii, mult am avut eu grijă de dânsa. Și iată, din momentul ce mama mea
M-a dus și mi-a făcut cunoștință cu sora mea, Linuța. A trecut vacanța, m-a adus înapoi. După ce ea a plecat, la o perioadă am primit scrisoare în care i-am scrie: Taniușa, eu am decis să o iau, am luat-o pe Linuța acasă, totul este bine, la vară te luăm acasă, te iau acasă. Și de atunci, până la 17 ani, n-am mai știut de ea absolut nimic. Ea a dispărut complet. N-a mai venit, n-a mai scris scrisori, nimic, 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 absolut. S-a simțit afectată pentru totdeauna de viața trăită la centrul de plasament, unde s-a confruntat cu abuzuri și cu multă suferință. Dumneavoastră v-ați aflat la centru de plasament pentru copii orfani aproape 10 ani. Da, da. Cum au fost acești ani pentru dumneavoastră? A fost destul de grei, fiindcă erau și învățători și educatori buni, dar mai mulți au fost foarte severi cu noi. Mereu ni se spunea că sunteți lepădături și nu faceți nimic pentru țara asta și pentru statul ăsta și iată statul se consumă cu voi. Și fraza prima mea învățătoare des ne spunea: ești și ca măta, ești și ca măta, știți? Ca și cum deja soarta ne cumva încerca să ne facă deja e soarta, ea știa exact. Ea spunea așa că voi, toate fetele, o să deveniți prostituate și toți băieții pușcăreași. Iată așa e ne spunea. Aceste cuvinte... Da, da, ea iubea să le pronunț foarte des, da, și lepădături, și ne numea mizerabili, nespălați, adică mai mult așa. Mai mult așa am trăit cu cuvinte de astea înjosări, ne numeau urât, ne înjoseau. Au fost, nu pot să spun de toți, au fost învățători, educatori buni, care noi îi iubeam și cu mare drag știam că dacă o să fie duminică cu noi, de exemplu, profesorul de limba română, care eu îl iubeam la nebunie, că îmi plăcea tare și obiectul, eram foarte fericiți. Dar când citeam că mâine o să fie cu noi doamna aia sau aia, gata, nu mai vreau să fie duminică, fiindcă nu știam cine așteaptă. Ce vă aștepta? Da, știam ce o să fie, ce zi de odihnă o să avem, da. Și una ce tare în viața asta mi s-a memorizat și mi-a rămas în cap de la casa de copii, nouă nu ni se dădea voie să ne așezăm pe paturi. Noi numai atâta cât dormeam în ele, dar să te așez așa în timpul zilei, poate vreau și eu să mă așez pe pat, că mă doare piciorul. Noi nu avem dreptul să ne așezăm pe nimic, numai pe podele. Care era cauza? Așa era politica, să nu boțim paturile, să fie totul ideal și perfect, cuverturile să fie la linie, perdelele la linie, știți, totul era un regim ca la armată era. Așa cum este acum? Da, anume în clasa noastră, fiindcă parcursul, când am mai crescut, am înțeles că în alte clase era mai lejer, adică educatorii erau mai indiferenți, dar la noi era regim de armată. Așa au fost educatoarele foarte severe, foarte cu noi. Și eu așa de tare visam când o să merg de aici și odată că să ajung să mă culc pe pat când vreau eu și când vreau eu. Da. Cât erați în cameră? 13 fete eram în odaie și erau 12 paturi și două fete dormeau împreună, fiindcă erau două odăi pentru băieți și o odaie pentru fete. Și o cameră de odihnă și deja două odăi, unii noi ne dezbrăcam și ne lăsam hainele și deja era liceul și lavoarele. Baie făceam rar tot, asta mi s-a memorizat, că noi nouă ne făceau baie odată la 10 zile. Adică 10 zile eu puteam să mă spăl cu apă caldă, în rest, fă ce vrei. Apa în robinet era rece ca gheața, noi ca fete nu ne putem spăla ca lumea, erau probleme foarte mari, probleme erau anume cu igiena personală, erau foarte mari probleme. Dar condițiile erau mai bune ca acasă. Da, foarte mult, nici nu se discută acasă. Trăiam pe lut, fără electricitate, uși, ferestre putrede, o sărăcie extremă. Aici, clar că din punctul ăsta de vedere a fost, dar zic așa, momente care eu mi-amintesc că... Care v-au marcat. Da, care... Ele, de fapt, sunt tare, tare multe. Eram pedepsiți, eram bătuți, numiți, trași de urechi, loviți cu... Țin minte când m-a luat mama prima vacanță acasă, mi-am uitat cizmele de iarnă acasă și când am venit, învățătoarea m-a bătut așa de tare cu o pereche de cizme în cap, că de ce am uitat cizmele acasă. Adică noi eram mereu cu o frică, că uite, acuși ceva o să găsească o problemă și o să fim bătuți.
și aveau modalități de a bate, așa, foarte... De exemplu, luau echierul și te rodeau pe cap până îți făceau ranul cu echierul. Adică erau, aveau în ele niște modalități de a ne bate și ne a pedepsi, știți, ca la, nici nu știu cum să spun, ca la, nu știu, ca la armată, nu știu cum să spun, adică era... Erau foarte duri cu noi, anume, educatoarele mele au fost cu mine foarte, foarte duri. Nu numai cu mine, cu toți copiii au fost. Că eu eram ascultătoare, învățam, nu ieșeam din cuvântul lor, dar oricum, o primeam. Pe nedreptate am primit-o și eu de foarte multe ori. Chiar vroiam și să fug de aici, de la școala asta. De multe ori am vrut să sar gardul, să fug, fiindcă puteai să sari gardul, să pleci, nu era nicio problemă. Aveați unde să plecați? Nu aveam, așa mă gândeam eu, să fug, să scap de tot. Nu mai puteam să rezist, pentru că violența psihică era, fizică, dar psihică era strașnic. Vineau oaspeți, ne aduceau haine, jucării, foarte multe dulciuri. Și iată, educatoarea zicea, iată, paraziția societății, vă vă aduc, dar copilul meu acasă nimic nu are. Știți, mereu așa se purtau și vorbeau cu noi ca să noi să ne simțim vinoveți și să... Adică a fost și bine, nu zic. Mulțumesc, iată, am avut acoperiș, am fost hrănită, am fost îmbrăcată, dar asta ce-a făcut statul, dar ce-a făcut educatorii și profesorii ca oameni cu noi a fost foarte dureros și foarte... A fost din calea afară de severi cu noi. În acea perioadă erați mulți, sute foarte de copii. Foarte mulți, foarte mulți. 500, așa, era plin, plin. Cantina era plină cu copii. Ne hrăneau bineșor, dar cu anii mai nu prea ne hrăneau bine și cu anii ne dădeau porții mai mici și eu țin minte că ultimii 4-5 ani la casa de copii eu mereu mă simțeam flămând. Eu niciodată nu eram sătulă. Și toamna târziu mă duceau pe unii, îmi blau cioarele pe arătură și străgeam nuși să le mănânc, că așa eram de flămând. Și acum îi găsam pe arătură morcovi ce rămâneau după ce îmbla tractorul, că aici era teren și mai puneau morcovi, mai puneau. Și cam ultimii ani m-am simțit foarte flămând aici la școală. De fapt și m-am dus deci tare slabă, foarte slabă m-am dus. Mereu flămândă eram. În acei 10 ani, cine v-a vizitat pe dumneavoastră? Primii 2 ani, mama și atât. Și mai mult n-a venit nimeni. Absolut nimeni. A avut un frate, Ionel, a murit mai încoace, așa. Nici el n-a fost, avea soră, absolut nimeni n-a fost, niciodată, absolut. La mine nu venea nimeni. Dar în acea perioadă veneau părinții copiilor care erau aici să veneau, ia în vacanță? Îi luau în vacanțe, copiii se întorceau înapoi la școală cu haine noi, cu dulciuri, cu cadouri, cu fetele se întorceau cu parfumuri, cu... Mi-aduc aminte că era foarte dureros că... Și când vinea cineva așa de acasă, noi îl înconjuram și așteptam să ne dea și nouă ceva. Asta era specific. Da. Și ăla care vinea era obligat, cumva era obligat să se împartă cu toți, că dacă nu se împărțea, îi mergea vestea de zgârcit. Dar dumneavoastră, ce sentiment aveați atunci când ei plecau? Fericiți că pleacă acasă, se întorceau la fel de fericiți că au primit darul și au petrecut timpul cu părinții și dumneavoastră tot aici rămâneați. E fost foarte dureros. Plângeam, mai scriam mamei scrisori, poate totuși vine, dar nu, ea n-a mai dat niciun semn. Începând cu vârsta de 10 ani, ea n-a mai dat niciun semn. A fost foarte dureros. Dar ce puteam eu să fac atunci ca copil? Nu puteam să spun nimic nimănui, nu puteam să fac nimic. Tatiana nu a avut norocul să crească alături de părinți și acest lucru o făcea să sufere. Atunci, după absolvire dumneavoastră, ați plecat sau căutați pe mama? Da. Atunci m-am dus vara la colegiu. Am luat căminul în primire, am dus actele și imediat m-am suit în tren de la Ungheni și am plecat socat pe mama mea în satul natal. Eu aveam visul ăsta să o găsesc. Când m-am dus, casa deja nu mai era. Era Arat acolo. Casa nu mai exista. Și m-am dus la cumnata ei. Și când m-am dus, cumnata ei tot consuma alcool. Foarte mulți ani urmă. Și când m-am dus, am găsit-o în aceeași postură. Beată, dormea într-un pat cu... Peste ea erau sumedenii de haine murdare aruncate și ea dormea în movila aia de haine.
Și când a ridicat capul și m-a văzut, ea nu știu ce, dar m-a cunoscut după atâți ani și a început a plânge. Și am întrebat-o, unde-i mama? Și mi-a zis, mama ta locuiește în alt sat. Și deja am găsit-o și pe mama, am dus în satul vecin și am găsit-o. Ea trăia cu un bărbat mai în vârstă decât ea. Trăia la casa lui. Și cu două surioare de ale dumneavoastră. Nu. Când eu am mers socat pe mama, mama nu avea nicio fată lângă ea. Dar toți anii ăștia, mama spune în interviu că ea a crescut trei fete. Noi am fost numai două fete în casă, eu și Mariana. Dorina nu a fost în casa aceea. Ea poate a fost cândva, dar ea nu a fost cu mine și Mariana. Aici tot este o neclaritate că mama pe Dorina a abandonat-o. Dorina a ajuns undeva într-o familie, dar de acolo ea a crescut foarte obraznică și a fugit din familia aia și a luat drumuri greșite, Dorina. Ea a avut mari probleme în viață și a luat drumuri foarte greșite. Dar mama nu ne-a crescut pe toate trei, așa cum a zis. Eu am fost acasă numai eu și Mariana. Dorina, când eu mă țin, de cum eu mă țin minte lângă mama, Dorina n-a existat în casa aceea. A apărut pe urmă Mariana, s-a născut. Dar Dorina n-a fost niciodată. Unde erau ele atunci când dumneavoastră v-ați întors? Mariana era la școala Micu Samaritan din Chișinău. De Dorina nu știam absolut nimic. Ceva auzeam de la mama că ai o soră Dorina, dar nimic nu. Știam așa, detalii nu. Dar să vă povestesc cum am găsit-o pe Mariana. Când eram prin clasa 7 aici, la orfelinat, au început să vină la noi baptiști să ne predea religia și era un domn, îl chema Petru. Și din vorbă în vorbă, el m-a întrebat de viața mea, și eu i-am spus că iată așa, și am o soră Lenuță, am o soră Mariana, și el a zis, eu mă duc să le caut. Eu le-am zis că nu le-am văzut de la 10 ani. Și el a plecat și când s-a întors, mi-a zis așa, pe Mariana am găsit-o, iată unde, la Chișinău. Zice, da, Lenuța, dar el zice, păi da, păi Lenuța, mama ta a abandonat-o în secția de pediatrie. Zic, cum a abandonat-o? Pentru că mi-a scris scrisoare că a luat-o acasă. Zice, nu e adevărat. Atunci când ea te-a adus înapoi la orfelinat, ea de fapt s-a dus și a scris că se dezice de fapt. Și ea a rămas, fata a rămas la Trușeni, în maternitate. Ea s-a dezis de dânsa atunci, de fapt, de Lenuța. Iată așa. Pe parcurs am aflat, când am plecat în sat, și am crescut și am plecat în sat, că mama a mai născut o fată, Tamara, și pe aia tot a lepădat-o în maternitate la cină. Chiar atunci când a născut-o, s-a dezis de ea. Iată, ea în interviu asta nu spune. Sora mea din Austria zice că noi am mai avut încă o soră, de fapt suntem șase. Eu de șase n-am auzit, dar că suntem cinci, eu știu 100%. Când eu am întrebat-o pe mama de ce ai făcut așa, eu a spus să-i dau pace. Dă-mi pace. Nu m-a întrebat, lasă-mă în pace. Așa mi-a spus. Și mai mult nimic nu mi-a spus. Și când am găsit-o și am întrebat-o, mamă, de ce n-ai venit la mine atâția ani? N-am avut când. Așa mi-a spus, n-am avut când. Dar cum a fost întâlnirea mamei cu dumneavoastră atunci când v-ați dus acasă? Nu prea simt, nu prea mi-amintesc să a avut ea mari emoții. Ea în genere a fost mereu o persoană fără emoții. Rece așa, rece, rea, rea de gură, se bătea cu tot satul, se certa cu toți, ne dojenea, o bătea pe bunica, trebuia, îl bătea și pe fratele ei și pe vecin, pe toți se bătea. Și ea nu, ea a fost mereu o femeie foarte, foarte rece. Eu niciodată nu ți-am mint ea să mă sărutat, să mă cuprins. Tatiana nu și-a văzut mama mai bine de 20 de ani și credea că nu mai este în viață, până când nu a vizionat emisiunea Femeile Vorbesc din 28 iulie. Ce sentiment ați avut atunci când ați ascultat-o? Și ați văzut-o, că nu ați văzut-o câți ani? Foarte mulți ani n-am văzut-o și nu-mi mai amintesc. Ultima dată am auzit-o în 2015, am auzit vocea, dar n-am văzut-o încă de când învățam la colegii de... Nu. Să nu spun minciuni. Am văzut-o ultima dată când am început să lucrez la Chișinău, la Institutul Oncologic. Când m-am dus la ea, că eram deja disperată, că nu mai aveam cu ce să mă încalc, salariu foarte mic, și m-am dus, mamă, te rog să-mi dai niște bani să-mi iau cizme de iarnă.
Și ea a zis că n-are. Și eu deja am făcut rost și când am plecat la ea peste o lună, ea și cumpărase televizor nou de 1000 de lei. Dar mie mi-a zis că ea nu are bani deloc să mă ajute pe mine cu cizme. Dar să-și ia televizor în casă, a avut bani. Iată atunci am văzut-o. Eu am absolvit colegiul în 2002 și tot în 2002 sau în 2003 am văzut-o ultima dată atunci când am fost să o rog să-mi împrumute bani pentru încălțăminte. Deci de atunci nu ați mai văzut-o? Nu, n-am mai văzut-o. Ea atunci arăta complet altfel, era foarte, foarte slabă. Acum am recunoscut-o cu greu, dar am recunoscut-o după mimicile feței și după manierile ei de a gesticula cu mâinile și de a vorbi, eu am cunoscut-o prin asta. Deja când m-am concentrat mai tare, am văzut și trăsăturile feței, am înțeles că e mama mea. Dar din start, când am citit Dolghii Maria, moartea soțului și creșterea copiilor, deodată, fără ca să mă uit la dânsa, am înțeles că am simțit că asta e mama mea. Și ce sentiment ați avut atunci? Șoc. Am avut un șoc. Eu atunci serveam cafea. Și când am început să îmblu cu cana de cafea prin ogradă, șocată, să-i spun lui sora mea, să-i spun fiicei mele, eu pe urmă n-am mai găsit toată ziua ceașca de cafea. Eu am uitat ce am făcut cu ea, n-am mai găsit-o. Așa de șocat am fost. Și îmblam pe ogradă ca, știți cum, iată așa. Și nu vinea a crede. Când am început să ascult deja și pe parcurs interviul, și am plâns, și am râs de unele lucruri, am râs chiar, așa am râs în hohoi, cât mă auză vecinii, că eu tocmai lucram, făceam niște treburi pe afară și chiar râdeam în hohoi. Știți, așa am fost de emoționată, mai ales de minciunile care le-au spus, am fost complet șocată. Cel mai șocat am fost de fapt că m-am învinuit că eu am falsificat actul ăsta de... fiindcă... ea nu-i place să stea acolo. Ea a avut o viață liberă. Ea a fost o femeie foarte energică, frumoasă. A fost foarte căutată de bărbați. Și ea acum a ajuns cum a ajuns și cred că ea nu se poate totuși împăca cu gândul că asta e viața mea, altfel nu o să mai fie. Și i-am spus și eu cândva odată, că ea a zis că fuge de la azil. Eu i-am spus când am vorbit cu ea în 2015. Mamă, dacă fugi de acolo, rămâi pe drumuri, rămâi boschetar și mori pe undeva. În altă parte, tu n-ai să-ți revii niciodată. Eu atunci am spus din start, fiindcă eu sunt lucrător medical, mi-a spus, n-ai să-ți revii, că această boală, puțini care își revin și se refac, stai acolo, că ai acoperiș, că ai așa. Dar ea totuși, pe mine cumva au încercat să mă forțeze de la asistența socială, de la Hâncești, de la Strășeni, ca să o iau la mine acasă. Dar eu le-am spus așa, eu nu-s datoare și obligată, ea pe mine cândva m-a abandonat și pe surori. Și doamnele n-au știut și eu le-am arătat actul, le-am trimis actul prin fax și ele deja m-au lăsat în pace. De atunci nu m-au sunat, dar ele îmi ziceau într-un moment că mi-o aduc mie la poartă cu mașina și eu le-am zis, eu vă dau act, ca voi să vedeți. Și ele au spus, da, păi mama a zis că are 3 fete, și ele numai decât o să vină să mai ia la ele. Zic, ea a zis, dar realitatea e cu totul alta. Ea nu spune adevărul că ea ne-a abandonat. Ea vrea să pară o mamă perfectă, o mamă ideală, dar de fapt niciodată nu a fost așa. Este actul care confirmă că ea a fost lipsită de drepturi părintești în 1988 și nu am fost eu să-l cumpăr, n-am fost eu să dau mită. Pe vremea aia, eu, dacă aveam 24.000 de lei, eu trăiam foarte greu cu un copil cu dizabilități grave, severe, cu alt copil mic, cu un soț care nu muncea. Decât eu lucram asistent medical și aveam un salariu mizer. De unde putem să am eu 24.000 de lei? Tatiana și-a făcut curaj să-și povestească cele mai grele momente din viața ei. După ce am părăsit teritoriul casei de copii orfani, am mers să învăț la colegii de medicină, unde am aflat 5 ani. Locuiați la cămin? Locuiam la cămin. Căminul a fost, adică eu nu plăteam căminul, a fost gratis. În schimb, au fost 5 ani foarte grei din punctul de vedere că nu aveam nici o susținere din partea nimănui, nici materială, nici financiară. Au fost niște ani extrem de grei, cu multă foame, cu mult frig. Din când în când mai aveam noroc și mă întindea cineva câte ceva și în felul ăsta am reușit să termin colegiul de medicină. După aceasta, vreau, apropo, aici să menționez ceva. Mama mea zice că m-a ajutat. Ea n-are nicio atribuție la studiile mele medicale, absolut nimic.
tot ce a spus ea a fost o minciună. Ea nu mi-a dat nimic, nu mi-a trimis nimic, nu s-a implicat cu un leuț sau cu un fir de, sau cu o fărmătură de pâine, ca să mă înțelegeți, că tot ce a zis ea a fost o minciună. Eu am învățat, am ajuns acolo deoarece am avut bal foarte mari și am învățat foarte bine și am vrut eu să învăț și cu greu am reușit și m-a mai ajutat câte un pic străinii, dar ea, anume, ea n-a avut nicio atribuție la tot asta, absolut nimic, niciun merit. Iată asta vreau să menționez, ca ea să, dacă o să audă, să știe. După colegiu am lucrat 6 luni la Institutul Oncologic, în secția de urologie din Chișinău. L-am cunoscut pe fostul soț, m-am căsătorit și am plecat în sat la el. Acolo am trăit 12 ani, am născut 2 fetițe. Între timp au apărut o sumedenie de probleme, fiica mai mare s-a născut cu probleme foarte mari de sănătate. Și din această cauză nu a mers. Foarte, prea multe învinuiri, prea multe... adică așa era că de totul eu eram vinovată. N-am avut absolut nicio susținere și am decis că așa nu se poate continua. Am divorțat și din 2016 sunt divorțată. În prezent locuiesc cu fiicele. Nu activez, nu lucrez, deoarece trebuie să am grijă de fiica mai mare care este cu dizabilități și stă cu mine acasă. Fostul soț vă ajută? Fostul soț, el îmi trimite, adică îmi plătește pe fiici pe lună bani, dar așa că atunci când vrea el și când are el posibilitate, el nu îmi trimite mie bani, nu îmi dă bani regulat în toată luna, adică el... Ocazional. Ocazional, da. Când el poate, odată în jumătate de an, odată în 7 luni, îmi dă niște bani. Iată așa. Și atât. Alt ajutor și sprijin absolut nu am de la nimeni. Atunci cu soțul dumneavoastră, probabil ați construit o casă și locați împreună. Am cumpărat divorț, o căsuță mică cu 2 odăi, da. După divorț, el a zis că el nici în ruptul capului nu pleacă de acolo, că e și casa lui. Și eu am luat fetele și am plecat la chirie. Pe urmă, pe Mirela, deoarece nu mai era posibil fiica mai mare de locuit cu ea sub un acoperiș din cauza diagnozei, am fost nevoită să o angajez, să o aranjez la un centru special din Hâncești pentru copii cu diferite dizabilități. Și pe fiica mai mică am lăsat-o cu foștii socri și am plecat pentru 8 luni în Olanda la muncă. Am venit și mi-am cumpărat o casă micuță ca să am unde locuit cu fiicele. Pe urmă am luat în Olanda și pe fiica mai mică cu mine și am mai stat 3 ani, în total 5 ani. Și cu 2 ani în urmă am revenit înapoi în țară. Femeia trece prin clipe grele aproape zilnic, însă spune că niciodată nu s-a gândit să-și abandoneze copiii. Cum vă descurcați? Complicat. Este destul de complicat. Fizic este destul de complicat, fiindcă ea este o fetiță foarte mare, are peste 120 de kilograme. La 19 ani și nu am nicio putere asupra ei. Adică mai degrabă ea pe mine mă apucă de o mână și mă învinețește și mă lovește și mă împinge. Adică e foarte greu. Din toate punctele de vedere e foarte greu. Ce diagnoză are? Retard mental sever. Are grad 1 de dizabilitate pe viață. Asta și-a fost motivul divorțului de soț? Sau a fost unul din motive? Soțul, în afară de aceasta, că el... absolut nu o suporta pe Mirela când a început să crească ea și să apară problemele tot mai mari și mai mari. El, știți cum, ca... Eu trăgeam într-o parte, el trăgea în alta. Eu, hai să facem, să trăim, că viața e frumoasă și anii trec. El zicea, mie mi-ajunge făți. Și iată așa, s-au adunat și învinuiri, că fiica bolnavă e vinovată din cauza mea. Eu aia nu fac, mie nu-mi trebuie, dacă trebuie făți. Și așa s-a primit că eu am înțeles că eu trag de una singuric și nimic nu se mișcă din loc. Și n-am mai suportat nici învinuielile lui veșnice că eu am născut un copil bolnav și totul e din cauza mea. Și eu am decis să pun punct și nu-mi pare rău absolut deloc, fiindcă după divorț viața mea s-a îmbunătățit. A luat cu totul altă întorsătură. Dând la o parte problema cu Mirela, din alte puncte de vedere, eu m-am
am reușit să ating mult mai multe scopuri decât când am fost cu el în căsătorie. De exemplu? El pe mine mă ținea pe loc, nu mă lăsa. Chiar și aceeași casă, noi locuiam într-o casă extrem de mic, fără nicio comoditate absolut. Eu am reușit să muncesc și să-mi fac așa cum vreau eu și cum merit eu și copiii mei. Dar el nu vrea nimic. El zicea, mie mi-ajunge, ție dacă-ți trebuie fă-ți. Astea erau frazele lui din toți anii de căsătorie și nimic nu vrea să fac. Chiar nici în jurul casei. Adică eu eram și bărbat și femeie și tot eram. Și n-am mers cu păreri pe rău. Dumneavoastră sunteți mama doar copii. Acum, în postura de mamă, v-ați explicat vreodată gestul făcut de mamă dumneavoastră față de dumneavoastră și surorile dumneavoastră? Nu, fiindcă eu nu... Eu nu-mi imaginez să înlepăt copiii. Chiar iată fiica ei extrem de bolnavă, dar eu nici o secundă în viața mea nu m-am gândit să o las cuiva. Tatiana a ezitat la început să-și povestească viața. Nu se simțea pregătită să spună cu voce tare că a fost abandonată și a crescut într-o casă pentru copii. A ținut totul în taină, până acum. Dumneavoastră ați iertat-o? Nu. Eu am fost gata să o iert până în momentul când am văzut interviul. Eu am avut, m-am gândit foarte mult în ultimul timp să o iau la mine acasă. Mă gândeam așa, că sun la azil și dacă încă mai este în viață, o iau. Dar din momentul ce am văzut interviul, asta a fost un semn de la Dumnezeu. Înseamnă că ea totuși n-a meritat să-i fie viața mai bună spre sfârșit. Înseamnă că așa a trebuit să fie. Și din momentul ce am văzut interviul, am zis că nu, ea nu merită. Nu e suficient că m-a abandonat și a trăit viața numai pentru ea. Dar până la urmă am fost și învinuită pe nedrept și asta e foarte dureros și obișnuitor, asta nu se iartă. Cum credeți? De ce a făcut acest pas? De ce a dus aceste acuzații și aceste învinuiri? Ca să provoace poate să veniți mai repede la ea? Ea este foarte supărată, căci ea a sperat cândva, până în ultima clipă, că totuși ea o să, cineva din fiice o să o iei. Dar din momentul ce eu am prezentat actul care confirmă că ea este lipsită de drepturi părintești, asta n-a mai funcționat. Și eu cred că asta e unicul motiv și ea acum cumva este, în ea nu mai încape ura aia și supărarea aia și eu decis să dau interviu să se răzbune pe mine. Dar mie o să-mi treacă, asta e un pic, adică totul e temporar, mie o să-mi treacă și o să-mi trăiesc viața înainte și o să fiu fericit ca până acum, dar ea o să rămâie cu tot acolo singurică, a nimănui și nu o să-i vină nimeni și nu o să-i calce nimeni pragul. Până a deschide gura, trebuia să se gândească de 100 de ori ce spune, fiindcă e vinovat în fața noastră foarte, foarte, foarte mult. Și ea n-a avut dreptul să deschidă gura și să facă așa învinuiri. Nu ați văzut-o de peste 20 de ani. Nu ați auzit-o la telefon aproape 9 ani. Dar aveți gânduri să mergeți să o vizitați? Să... Aveam gând să merg acum în august, la ziua mea. Acum în august e și ziua mea și ziua fiicei mai mici. Am zis că, Victorița, plecăm să o vezi pe bunica ta, care n-ai văzut-o niciodată. Deja nu mai plecăm nicăieri. Categoric, nu. Ce v-a durut cel mai mult? Din acest interviu aveți în vedere. Asta m-a durut. M-a abandonat și la urmă m-a și învinuit. Ca și cum eu sunt vinovată că ea se află acolo unde se află. Dar eu când am fost pentru străini lăsată și obișnuită și bătută și umilită și numită și fără milă și fără pic de dragoste, ea atunci și-a trăit viața cu, nu cu un bărbat, dar cu mulți mai mulți. Și-a trăit viața pentru ea. Acum, ce-a făcut, aceea merit. Credeți că ea este pedepsită? Așa se spune, că bumerangul se întoarce și toate faptele în viață se răsplătesc. Cred că este totuși o putere. Este pedepsită, fiindcă ea
a făcut copii, i-a lăsat și te-a așteptat. Că la bătrâneță noi o să fugim cu brațele deschis și o să o luăm la noi acasă și o să-i spunem cât de tare mi-a fost dor de tine și te iubesc. Ce samene, ce strângi. Asta deja s-a demonstrat, cred că de miliarde de ori în lumea asta. Faci bine, ai bine, faci rău, rău ai 100%. Care au fost momentele în viața dumneavoastră în care dumneavoastră se văd cel mai mult nevoie de mamă? De îmbrățișarea ei, de vorba ei, de căldura ei? S-a întâmplat așa că până cu vreo 4 ani în urmă eu am simțit lipsa mamei, dar nu știu de ce, nu așa de tare, dar iată de vreo 4 ani încoace s-a accentuat asta. S-au adunat, știți, prea multe și câteodată mai vrei o pauză, mai vrei... Când una și aceeași zilnic ai la rând pe capul tău și vrei un pic de pauză și n-ai la cine apela, știi, eu de zic, ea s-a avut mamă, s-a avut și o tată, poate era totul mai ușor, aveam și un pic de ajutor și un pic de susținere și fizic și de material, nu zic, eu întotdeauna am muncit și am făcut bani, dar când ești singurel, singurel și nu ai absolut nicio susținere și când te gândești că undeva este o mamă care a putut să fie altfel soarta, și e foarte dureros. Ultimii ani în special sufăr din cauza că anume din această cauză că mă am sufăr. Tatiana spune că a fost o adevărată binecuvântare că a ajuns în orfelinat. Trecutul său a lăsat o mare amprentă asupra vieții sale, pentru că dacă nu ar fi trecutul, astăzi nu avea să facă față tuturor greutăților, iar din experiența de viață a învățat niște lecții.